Ei bine, Eliza și Iuliana au intrat ambele în cursa de eliminare pentru săptămâna viitoare. Atât Eliza cât și Iuliana își doresc să părăsească competiția. Au spus acest lucru de mai multe ori, iar Iuliana chiar a plâns de mai multe ori, spunea că nu-i vine să creadă că a fost votată de atât de puține persoane din casă, în condițiile în care ea a tot precizat că își dorește foarte mult să fie votată și să plece acasă. Eliza îi spunea că, într-adevăr, toate lucrurile se întâmplă cu un scop aici, în casă, și ar trebui să înțeleagă acest lucru. Pe de altă parte, nici ea nu își dorește să fie salvată de către public. Am văzut că este foarte tristă și abătută în ultima perioadă și chiar mă întrebam dacă nu cumva Eliza era cu adevărat interesată de Cristian și dacă doar eu am observat acest lucru, pentru că de când Cristian și-a îndreptat atenția asupra Antoniei. Am văzut-o pe Eliza foarte supărată, abătută. Ea tot timpul era în preajma doamnei Daniela și a lui Cristian. Iar de când aceștia sunt mai apropiați de Antonia o văd așa foarte supărată, chiar am observat că petrece mai mult timp cu fetele în dormitor, respectiv cu Iuliana și cu Adriana și de câte ori este în preajma a celor doi am văzut că îi privește destul de încruntată și de supărată, am putea spune. Eu, sincer, cred că ea își dorea mai mult în ceea ce privește relația ei cu Cristian și nu doar o prietenie, de aceea era atât de interesată de a cunoaște mai multe lucruri despre el și își găsea tot timpul subiecte de discuție cu acesta.